Slăvi să fie Domnul! Am dorit să facem anunțul programului de nuntă. În curând vor intra mirii și vrem să îi întâmpinăm așa cum se cuvine, ca doi împărați. Ne vom ridica în picioare și vom asculta psalmul pe care îl va citi fratele Mire. Apoi vom cânta cântarea Mireasă și Mire. Slăvi să fie Domnul! Ne ridicăm în picioare! Degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul cetate, degeaba vechează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui ele dă pâinea ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Robul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple torba cu săgeți cu ei, căci ei nu vor rămânea de rușine când vor vorbi cu vrăjmașilor la poartă.